Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, să înceapă magia, zic, și să începem clipul de astăzi cu un la mulți ani oriunde v-ați afla, pentru că este 1 decembrie, astăzi filmez, astăzi postez și tot astăzi am pregătit aceste cadouri care vor ajunge la voi. O să vă spun și cum vreau să fac chestia asta, dar înainte de toate vreau să vă spun că clipul de astăzi este de fapt un haul. Vorbim despre parfumuri care au intrat în colecția mea, însă și despre parfumuri care vor merge către voi. Ei bine, haideți să vă spun care este ideea cu toate aceste cadouri. Sunt 10. Sunt 10 cadouri, 10 punguțe cu parfumuri din colecția mea. Deci, voi împărți colecția de parfumuri cu voi. În primul rând, am aici o punguță cu 3 cadouri, pentru că aici sunt niște parfumuri care vor merge către persoane dragi mie, cu care eu m-am mai văzut, cu care am discutat foarte mult, pentru că se leagă prietenia aici pe YouTube și asta este o parte foarte, foarte bună. Deci aici avem 3, iar restul de 7, nu am știut cum să fac treaba asta și cum să nu supăr pe nimeni și cum să pot să ofer fără să, nu știu, fără să omit pe cineva. Adică mi-a fost destul de greu să mă gândesc cum să fac asta, pentru că mi-aș dori să pot să fac mai mult, dar atât se poate momentan. 7 fete de aici de pe YouTube, fete care mă susțin, vor primi în luna decembrie parfumuri din partea mea, însă mă voi ajuta de un program de randomizare, pentru că nu vreau să aleg eu, ci vreau să aleagă cineva pentru mine. Eu o să-mi scriu pe o agendă numele tuturor fetelor care au fost alături de mine în ultimele 2 luni, luna aceasta, vedem cum o să încerc să echilibrez lucrurile, chiar și cadourile. Am încercat să le echilibrez și voi alege în luna decembrie cu un program dintre fetele care mă susțin. Cam asta este. O să anunț în clipurile mele care sunt fetele către care vor ajunge aceste cadouri și sper eu să reușesc să nu supăr pe nimeni și să reușesc să fac niște bucurii. Cam asta este ideea. În primul rând, asta am vrut, să fac niște bucurii. Ei bine, cam așa vor sta lucrurile, vom mai vorbi și în clipurile următoare, deci, în concluzie, 7 punguțe cu parfumuri din colecția mea vor merge către 7 fete care mă susțin și probabil că voi face aceste extrageri în clipurile mele viitoare, în clipurile din luna decembrie, mai exact. Ideea e că astăzi vreau să vorbim despre parfumuri care intră în colecția mea, însă și despre parfumuri care vin către voi. Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și chiar m-aș bucura să reușesc să fac niște bucurii. Știu că suntem aici pe un canal de parfumuri și că ce poate să te bucure mai mult atunci când ești pasionat de parfumuri. Așa că sper să reușesc să fac ceea ce mi-am propus și când voi alege cu programul fetele, dacă sunt persoane care refuză, vreau să-mi spună și apoi facem din nou extragerea. Cam asta este ideea. Gata, s-a făcut curățenie pe masă și acum puteți să vedeți și decorul meu crăciunistic. Nu prea am avut eu timp să mă ocup de asta, dar mai lucrăm pe parcurs. Vorbim despre parfumuri care au intrat în colecția mea și unele sunt primite, unele sunt cumpărate, dar este 1 decembrie astăzi și am un parfum special în clipul de astăzi. Haideți să începem cu un parfum pe care l-am primit. Și este vorba despre Quatre de la Boucheron. L-am primit de la Adriana și îi mulțumesc tare, tare mult. Eu mai am în colecție Quatre Iconic, un alt parfum care îmi place foarte mult și îmi plac foarte mult aceste sticluțe. Iar acum avem două parfumuri de la Boucheron cu sticluța aceasta superbă. Dacă nu mă înșel, capacul imită un inel, da, un inel de la Boucheron care
E foarte frumos, chiar m-am uitat pe internet să văd cum arată. Nu știu exact cum se numește, dar știu că sunt inspirate din bijuteriile pe care le fac ei. Sunt foarte frumoase sticluțele. Coatră de la Boucheron, un parfum care mă tenta, dar n-am avut ocazia să-l testez. Miroase foarte bine, este foarte feminin, este proaspăt, este și dulce în același timp. Avem o deschidere explozivă așa de multe citrice, fructe. Dar parcă de la început se simt și flori. Este un parfum feminin și eleganțel așa, mai potrivit în perioada mai caldă. Mi se pare foarte potrivit primăvara, de exemplu. Avem citrice în deschidere, în mijloc chiasomie, măr, căpșună, trandafir și piersică. Iar în bază, mosc alb, cașmeran, cedru, vanilie și caramel. Este un parfum proaspăt și dulce în același timp. Nu este genul acela de parfum gurmand, chiar dacă vedeți voi aici multe fructe din astea dulci și caramel în bază, tot mi se pare că rămâne așa la, în zona asta de parfum feminin, proaspăt, floral, dar și dulce. Și miroase foarte, foarte bine. Chiar este un parfum frumos. Și mi se pare mai potrivit pentru primăvară, pentru vară. Cam așa îl văd eu, în direcția asta. O să-l port și mai vorbim despre el. Dar e foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Coatră de la Boucheron. Pe coatră iconic chiar îl văd pentru perioada rece și pe coatră îl văd pentru perioada mai caldă, dar dacă vă plac parfumurile ceva mai proaspete, feminine, diafane, romantice, florale, cred că ați putea să-l purtați și acum, pentru că nu este chiar un parfum citric. Adică este și dulce, este și proaspăt, e un parfum versatil, un parfum de zi cu zi, chiar și pentru perioada rece. Și trecem la următorul parfum și pe el l-am primit de la Mihaela. Îi mulțumesc tare mult pentru că tot am bătut-o la cap cu parfumul acesta. Am văzut că e nebunie cu el pe grupuri, ba e cumpărat, ba e vândut, ba la 100, ba la 300. Adică parfumurile de la Zara sunt în jur de 80 de lei, dar 80 de lei, 100 de lei, hai să zicem, atât face. Mai mult nu face din punctul meu de vedere. Acum că și cunosc parfumul, nu l-am purtat eu, ca să vă spun exact cum se comportă el, însă din start pot să vă zic, după ce l-am mirosit de câteva ori pe piele, că îmi dau și eu seama cum este. Avem aici o combinație de lămâie, zahăr și vanilie. Ăsta este prețul corect pentru Zara, până în 100 de lei. Deci nu cred că merită mai mult. Și pentru 80 de lei, 100 de lei, da, este un parfum frumos. Dar este și foarte, foarte sintetic. Am văzut că lumea îl aseamănă cu Lyra sau cu Devotion sau cu Lemon Tart. Eu pot să vă zic că Lemon Tart este chiar o prăjitură, o tartă realistă. Când folosești parfumul, te duci exact cu gândul acolo, la tartă cu lămâie. Ei, pe acesta nu pot să zic. Simt ceva prăjituros, simt foarte multă lămâie, multă lămâie. Așa, o lămâie cu zahăr destul de înțepătoare. Și nu pot să spun că este o prăjitură anume, doar un iz prăjituros. Deci în deschidere are multă lămâie cu zahăr, o lămâie destul de înțepătoare și când se așează este așa o chestie pudrată, un miros, îl am pe piele, de asta și mă fac întreruperi, îl miros și nu pot să zic că este ceva nemai întâlnit, dar e foarte sintetic, foarte sintetic este. Nu știu la ce mă așteptam, dar fiind nebunia asta cu el, mă așteptam la ceva mai mult, poate. Ok, știu că este un parfum primit, doar că eu aici vorbesc despre parfumul și trebuie să-mi spun părerile mele,
căci primesc multe și trebuie să fiu sincer cu voi. Este un parfum frumos, dar nu face mai mult decât face în mod normal un parfum de la Zara. Cam atât. Cam atât. Trecem mai departe la un clasic și acum o să primesc genul ăla de mesaje. Cum de ți-ai luat Dune? Vreau și eu Dune. Da. A intrat și Dune în colecția mea și spre deosebire de unele dintre voi care cu siguranță aveți Dune și cumva vă aduce amintiri sau l-ați purtat la un moment dat sau l-aveți de mult în colecție și este un parfum pe care îl iubiți, eu până acum nu l-am avut în colecție, dar eram curioasă de el și este un parfum foarte frumos, este un parfum natural, miroase a flori, exact așa cum miroși flori naturale. Așa se simte mirosul. Este și lemnos, este și un pic amărui, parcă simt așa ca și cum aș mirosi niște sâmburi de la fructe, niște sâmburi zdrobiți. Nu știu exact cum se dezvoltă, așa miroase el pe hârtie, pentru că nu am avut timp să îl port, nu l-am testat prea mult. Dar o să mai vorbim în clipuri viitoare, în general despre parfumurile pe care le vedeți în holuri, cu siguranță vorbim în clipurile în care le port, în parfumurile săptămânii sau în diverse selecții. Sunt curioasă și eu cum se dezvoltă Dune, chiar sunt foarte curioasă și cum îl percep atunci când îl port. Cred că, din nou, este un parfum versatil, are o tonă de note, avem o deschidere în care regăsim lemn de trandafir, aldehide, dar nu mi se pare un parfum așa puternic sau... Nu, mi se pare un parfum foarte ușor de purtat și foarte plăcut. Avem și citrice, bujor, în mijloc avem o explozie de flori, mai multe flori, iar în baza avem ambră, lemn de santal, rășină benzoică, lichen, vanilie, patchouli și musc. Chiar sunt curioasă cum se dezvoltă parfumul ăsta și o să-l port și revin cu impresii despre el. Următoarele două parfumuri sunt unele cu care nu voi insista foarte mult, asta pentru că nu se găsesc. Sunt niște parfumuri care s-au găsit la un moment dat în magazinele din Spania și avem așa, Elio Berhanier, cred că așa se pronunță. Unul este pentru perioada rece și unul este pentru perioada caldă. Avem aici piersică, trandafir și santal, acesta. Este un parfum care mă duce un pic cu gândul la J'adore, dar nu este chiar așa, dar are izul ăla. Posibil să fi fost niște parfumuri care, dar se simte piersicuța aici, dar e foarte fresh parfumul acesta. Să fi fost cumva inspirații, nu știu asta. Dar miroase tare bine, e proaspăt, e fructat, fresh. Un pic dulce, potrivit pentru vară în primul rând și acesta este un parfum cu bergamot, pralină și musc. Pentru perioada rece, chiar este un parfum foarte dulce și foarte plăcut acesta. Nu simt să fie inspirat, nu simt să fie o inspirație, să semene cu altceva ce mai am eu, dar miroase super bine, vă dați seama, are pralină, este dulce. Parcă are și un pic de caramel. Eu simt și ceva clar, este cu pralină, se simte un iz dulce, parcă și un pic de caramel. Este și un pic pudrat, curat. Miroase tare bine, v-am zis, sunt două parfumuri cu care nu voi insista, dar îmi plac foarte mult sticlele. Unul pentru perioada rece și unul pentru perioada caldă. Sunt interesante, o să mai discutăm și despre acestea. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este surpriza zilei și parfumul care se potrivește foarte, foarte bine cu 1 decembrie. Haideți să vă arăt că sigur nu v-ați dat seama, n-aveați cum, cu acea cutie. Este vorba despre Ia de la Essence de Romanie.
Îmi doream foarte mult parfumul acesta în colecție pentru că l-am testat anul trecut la Mihaela și a fost dragoste la primul puf. În primul rând este un parfum dulce, este un parfum prăjituros, crăciunistic, un parfum pe care poți să-l porți de Crăciun și în perioada rece și are o combinație de fructe în deschidere. În mijloc avem flori, văd că avem și red chili pepper și un acord verde, iar în bază avem vanilie, scorțișoară, paciuli și mosc. Da, e foarte puternic. Știu că m-a impresionat la capitolul persistență și intensitate și de-abia aștept să-l port. Doamne, cum miroase! Deci este un parfum atât de frumos și să știți că am mai testat în Douglas, parcă în ultima perioadă n-am mai găsit să testez, dar, vai, cum miroase! Miroase a Crăciun, miroase a Crăciun. Am mai testat Roa, am testat mai multe de la Essence de Romanie, îmi plac foarte mult parfumurile astea. Da. Deci, sunt prăjiturile de Crăciun puse într-o sticluță. Este superb, dacă vă plac parfumurile dulci, gurmande, trebuie să testați neapărat ea. De-abia aștept să mă pun să fac niște poze cu acest parfum, pentru că este un parfum care mă inspiră și pe care o să-l port cu mare, mare plăcere. Este exact stilul meu, exact genul meu de parfum, mai ales în această perioadă. Da, cam asta este tot pentru astăzi. Acestea sunt parfumurile intrate în colecția mea în ultima perioadă. Cineva a rămas fără baterie și nu a apucat să-și ia la revedere. Ei bine, ne vedem în curând cu un video nou. Nu uita să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți aceste clipuri parfumate și cu prietenii voștri iubitori de parfumuri. Pe mine mă găsiți pe TikTok cu un nou proiect pentru luna decembrie în care testăm parfumuri. Mă găsiți și pe Instagram și da, vorbim și despre cadourile din luna decembrie în clipurile următoare. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!